Pornim spre Nazca. Am dormit în acest hostel cam prost, nu? S-a dormit cam prost aici. Sperăm că prindem un bus pentru că s-a închis autostrada cu Ica din cauza protestelor, s-a blocat. Autostrada cu Ica este autostrada pe care am venit noi. În față se poate vedea una din liniile din Nazca. Azi a început protestul, era închisă autostrada și am luat o mașină. Mergem cu un polițist care o să ne lase în Nazca și de acolo luăm alt bus. Deci pe partea dreaptă și pe stângă sunt liniile din Nazca. Peștele, el pescadă, nu? Si. Peștele și... sunt persoane. Ce tare polițistul ne-a lăsat la muzeu? Cine așteaptă afară? Hai? Maria Reiche. Doctora Maria Reiche, cred că așa se pronunță, a fost arheologul care a descoperit liniile Nazca și a murit prin anii 80, mi-a zis polițistul. Și a trăit chiar în acest sătuc prin care am trecut puțin mai devreme, cu mașina. Din anul 100 antes de Cristo, înainte de Hristos, până în anul 950. Chiar din anul 400 înainte de Hristos. De multe cățelnițe. Așa se îngropau mumiile. Și la fel stăteau jos, cum erau și la Ingapirca, în Ecuador, ghemuiți. Iar lângă aveau obiectele de preț. Asta este arheologa, poza din 31-12-2001. Ei sunt liniile. Liniile reprezintă calendarul. Și au fost două civilizații, civilizația Palpa și civilizația mai veche decât Nazca. Astea au fost schițele făcute de această arheologă. I-a luat ceva să le descopere. Tehnica de construcție, uite cum le construiam liniile Nazca. Că tot ne întrebam noi, dar oare cum au construit astea? Mulți oameni, pietre multe și se puneau să construiască. Uite, asta, spiralele. Bețe. Cu bețele, da. Cum au rezistat așa mult? Uite, puneau bețele la anumite intervale, măsurau. Uite, unul de aici stătea, coordonau unghiul. Ce muzeu rudimentar. Dar e mișto într-un fel. E mișto că e... Sunt mai multe, sunt 20, sunt 30 în total. Wow, ce-au făcut oamenii ăștia. Sunt imense, cred că. Că într-o zi am descoperit ceva impresionant. Era oprită în mijlocul unei figurine, în mijlocul figurinei de aici și dintr-o dată a văzut că din punctul respectiv răsare soarele. Și la fel s-a întâmplat când a fost în centrul altei figurine și astfel a avut o revelație că liniile din Pampa reprezintă calendarul astronomic cel mai mare din lume. În timpul căruia primitivii Nazca observau toate mișcările corpurilor cerești și calculau timpul exact pentru a planta și pentru a începe muncile câmpului. Cel mai vechi calendar. După asta se orientau ei să-și facă
mentrele. El Secreto de las Pampas. În 1903 în Alemania, în Germania. A, deci și a murit în... Bine, Maria Reiche. Și a murit în... Resive, o grămadă de... O grămadă de chestii ce a primit UNESCO. Faiese aici, în 1998, pe 8 iunie, da. În Miraflores, spitalul din Lima, zona de lux din Lima. Să vedem câteva fotografii. Uite, pe aici ce mai mergea, se cățăra. Și a dedicat toată viața pentru această frumoasă descoperire, care, bineînțeles, în prezent aduce foarte mulți bani în Peru, că vin foarte mulți autori cu avioane, cu... pentru turism este super, super bine. Aici se poate observa cum se ascundea de soare, pentru că a trebuit să reziste la temperaturi foarte ridicate sau temperaturi foarte scăzute, clima deșertului. O vedem aici. Hai să-i vedem și vanul, că trebuie să fie un van. Aha, camera ei. Habitat. Ah, uite acolo, pe doamna. Wow. Poate observa stagul Germaniei pe viro. China. Expoziție de ceramică a culturii noastre. Trebuie să fie și o mumie. Uite, o mumie. Wow. Ceramică. Nașterea. Aici cred că este mormântul. Da, mormântul. În memoria Maria Reiche. Arbol de la identitate, integrațion cultural de Nazca y Palpa Pisco y Chincha. În memoria doctora Maria Reiche. Wow, ce viu frumos avea, nu? Cam da. Ce tare era să cunoașteți, să vorbim de ea. Stai seama, cred că veneai pe vremuri aici, o găseai fix în casa asta și stai la povești, spunea toate poveștile. El secundariu, nu? Ce? Aha. După ce termini școala, tradiția e să mergi la Machu Picchu. Și omul de lângă noi a fost... De cum a fost tu experiența? Es hermoso, es hermoso. Por ejemplo, todo Cusco es hermoso. Desde lo que es el Valle Sagrado de Sacsayhuamán, ¿no? los baños termales y Machu Picchu. Machu Picchu sí es hermoso. Y quiero ya... porque hay varias rutas. Hay varias rutas. Sí. Yo tomé el tren. Ajá. Llegué a, ¿cómo se llama? A la ciudad donde se embarca el tren. Y ahí nos fuimos en tren hasta Aguascalientes. Hasta Aguascalientes. Ajá. Y nada, llegar a Machu Picchu es como llegar al cielo. Sí. Es hermoso. Los dos.
călătoria la Machu Picchu e ca și cum ai ajunge în cer. Aha, aici se explică mult mai bine și arată mai bine cum făceau. Cum să vedem liniile Nazca? 7,50 lei ca să urcăm în acest mirador. Încep să se observe. Hola, buenas. Wow. Wow, ce mai. Wow. Te rog asta cel mai. Ce tare sunt. Liniile Nazca, nu trebuie să vii cu avionul, că poți să le vezi din acest mirador. Și sunt trei pe drum, poți să stai liniștit să le vezi. Dar trebuie să ai mașina. Trebuie să ai mașina, poți să iei o mașină privată din Palpa. Palpa, pentru 10-15 lei. Noi l-am găsit la fix pe acest polițist, merge spre Nazca. Autostopul. Un autostop reușit. Și ăsta e miradorul vechi, care era mult mai mic. În 21. Horoscopul. Ce am văzut până acum? Am văzut ăsta. Ce am văzut? Ăsta din dreapta, Largato. Lagarto. Lagarto. Asta, șopârla. Lagarto. Șopârla. În acest mirador am putut să vedem șopârla, lizard, sapo. Sapo și pomul. Și pomul. De nieve, o sea, y todo el mundo pensé que yo iba a llegar, ni bien llegué a la, a, o sea, donde comenzaba la subida, me desmayé por este, por la altura, no llegué, no pude llegar. ¿Y has tomado esto de coca? No, o sea, ya bajando a un pueblo que se llamaba Yungay, nos dieron este, un levantamuerto que le dicen, es una sopa preparada de puras verduras, este, carne de res de allá del mismo local. De la misma población y eso fue que me levantó. După ce a terminat școala generală, ca și bonus, a fost la un munte super înalt, mai înalt ca asta din față de nisip, pe care îl vedem acum. Și când a ajuns la poalele muntelui, i s-a făcut rău și a leșinat și n-a mai putut să urce din cauza înălțimii. Și a fost în
satuc acolo și acolo se prepară o supă care se cheamă Levanta Muertos, adică scoală mortul. Da, făcută din multe legume, carne și am mâncat supa aia și a revenit. Acest părculeț, Vista Alegre se numește. Ne-a lăsat în acest părculeț ca să putem să vedem diferite linii nasca miniatură. Uite la acolo, în față. Și astea sunt niște apeducte. Apeducte care sunt din această zonă. Este și un muzeu arheologic. Nu, sunt niște apeducte pe care civilizația Nazca le construiau pentru că sunt adevărate rezerve de apă sub pământ. Iar atunci când nu aveau apă, păstrau în apeducte o grămadă de apă. Toate liniile Nazca. Colibri. 97 de metri. Una dintre primele linii găsite de arheologul Maria Rihe. Mâinile 50 de metri. În 1946, descoperite. Orca. Orca. 35 de metri. Orca sau balena? Balena. Șopârla. Șopârla, 187 de metri. Asta este cea mai mare. A fost tăiată de autostrada panamericana și e tăiată jumătate așa. Din cauza construcției. Pomul, 100 de metri. L-am văzut, descoperit tot în 1946. Iguana. Ne spune doar coordonata geografică. Pero, câinele, 45 de metri. Sargasso, 40 de metri. Alge marine de culoare roșie. Loro. 53 de metri. Maimuța. 135 de metri. Wow, ce mare. În 1952. Parihuana. Ce înseamnă parihuana? Ave de cuei o zigzag, o pasăre care zboară în zigzag. Sau pasărea șarpe. Arana. Păianjenul. 46 de metri. Specimen macho porsupata traseru durante el acto sexual. Usada durante el acto sexual. Orca. 35 de metri. 1947 descoperit. Îl așteptăm pe polițist să ne lase la terminalul de bus. A spus că se întoarce, merge să îi lase ceva. Lufisul. A fost super de treabă, ne-a așteptat, ne-a dus pe la muzeu, ne-a dus la linie din Nazca. A fost ca un ghid. A fost ca un ghid și știa super multe, chiar multe istorie, ne-a povestit o grămadă. Nu mai avem noroc să mergem cu busul, din cauza că îi protejează, toate busurile sunt blocate. Trebuie să găsim diferite mașini care ne duc în Puchiu și pe aia în Pampaciri. Nazca, cum este. Pero aproximadamente tienen 2000 años, porque la cultura Nazca es de 1000-2000 años, increíble. Están al oeste.